Vârstnicii au avut prilej de bucurie și relaxare într-un program artistic prezentat de grupul Primavera și Mugurii de Tezauri din cadrul Centrului de Cultură Augustin Bena. Bunicii și vârstnicii din unitate au primit de asemenea și daruri din partea primăriei municipiului Alba Iulia și a unor sponsori. La eveniment a fost prezent viceprimarul Dorin Șerdean și primarul municipiului Alba Iulia Mircea Hava. E o formă de respect. În primul rând este o formă de respect pentru cei care ne-au făcut, ne-au educat și ne-au dus pe lume, chiar dacă cei care au făcut lucrurile astea pentru mine sau pentru dumneavoastră nu sunt aici. Și apoi este și Ziua Internațională a Vârstnicilor, dar nu cred că asta este, cum să spun, explicația totală că din cauza asta facem. E o formă de respect, asta este un prilej. Este al doilea loc în care sunt astăzi, pentru că la ora 11:40, cam așa ceva, ne-am întâlnit cu peste 200 de vârstnici într-o locație unde ei s-au simțit bine. Eu m-am dus să-i văd, să-i salut, să le spun că îi respect ca totdeauna și am venit astăzi aici, la căminul de persoane vârstnice, să le spun același lucru, că îi respect și că atâta timp cât o să pot, o să am grijă de ei ca și de părinții mei. Sărbătoarea de astăzi l-a făcut totodată pe edilul Hava să se gândească la bătrânețe. V-am văzut emoționat acolo în sală. Sunt emoționat pentru că tot timpul te gândești la ai tăi. Eu mă gândesc când sunt aici la părinții mei, la părinții lui, soția mea și la cei pe care îi cunosc. Sincer să fiu, mă gândesc și la mine și îmi doresc și mie, cum doresc la toată lumea, să poată să ajungă într-un loc ca ăsta când o să fie la nevoie. Eu cred că totuși nu o să ajung aici, pentru că cred că așa cum am eu grijă de părinții mei, copiii mei au exemplu să se aibă și ei grijă de mine. Acum glumim. Momentul dedicat lor a fost primit de către vârstnici cu multă bucurie și emoție. A fost foarte frumoasă și deosebit pentru noi să ne prezentăm cu puterile și forțele pe care le mai avem. Ați avut și un moment preferat? Da. Da. Mi s-a părut foarte frumoasă și mulțumim primăriei și domnului primar că ne-a sărbătorit și dumneavoastră că ne-ați filmat. Care moment v-a plăcut mai mult? Copiii cânt foarte frumosuri, cântat fiecare, foarte frumos, da. Și la doamna ce vi s-a părut momentul de astăzi? Foarte bine. Și noi am mai fost aici și a fost foarte frumos și vă mulțumim că totdeauna ați venit, ne-ați ajutat, ne-ați încurajat, cum s-ar zice, știi? No, foarte bine și vă mulțumim foarte frumos și să mai veniți și la anul dacă mai trăim. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, s-a încheiat cu un moment de dans.